Se analizează interzicerea circulației camioanelor de mare tonaj în weekend? Înțeleg că aveți un plan, o astfel de măsură. La nivel guvernamental? Da, să știți că numai la întâlnirea de la Constanța și la cea de la Brașov și la cea din Bucovina de la Vatra Dornei, una din problemele ridicate a fost aceasta. Faptul că în perioadele de sezon, în perioadele de sfârșit de săptămână, atunci când e numărul cel mai mare de turiști în anumite zone, unul dintre inconveniente îl reprezintă traficul rutier. Ori noi știm, din punct de vedere a rețelei de autostrăzi, suferim. Oricum suferim clar, raportându-ne la restul Europei, așa cum se știe, Europa este împânzită, practic, de o rețea mare de autostrăzi. Și atunci, una din solicitările venite din domeniul celor care activează în turism a fost tocmai aceasta. Dacă s-ar putea lua în considerare un aspect care funcționează în vestul Europei. După cum se știe, începând de sâmbătă la prânz și până duminică seara la orele 24, circulația mijloacelor de transport pentru marfă este interzisă pe aproape întreaga suprafață a Uniunii Europene, cu siguranță în vestul Europei. Ori domnilor lor s-au spus în felul următor, cu atât mai mult o astfel de măsură ar fi necesară la noi, unde această rețea de autostrăzi abia acum se dezvoltă. În sensul acesta, am făcut deja o adresă de înștiințare, de solicitare, către Ministerul de Interne pe de o parte și Ministerul Transporturilor de cealaltă parte, să vedem dacă e cazul de a modifica acea reglementare legală care să facă posibil acest lucru, adică să fie redus sau pur și simplu interzis transportul de mărfuri în acea perioadă de sfârșit de săptămână. Nu ține și nu e în competența ministerului nostru, de aceea am considerat necesar să facem aceste adrese și înștiințări în același timp.